Galeria de artă Frezia din Deși găzduiește mâine, cu începere de la ora 17, un nou vernisaj. Este vorba despre expoziția de pictură și sculptură artistului plastic Ion Iancuț. Ion Iancuț s-a născut pe 28 februarie 1950 la Răducăneni, județul Iași. Este pictor, sculptor și desenator român și o personalitate marcantă a artei plastice românești. A absolvit în 1974 Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, iar din anul 1977 devine membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. Mai multe detalii despre vernisajul de mâine aflați în Jurnalul de Știri de joi.